Ministrul bugetului Darius Vâlcov a spus că într-un an parcul industrial din Slatina va începe să funcționeze. Cred că parcul industrial din Slatina într-un an de zile poate să funcționeze în parametrii, să spun așa, de început, 10-25%, și în 3 ani de zile poate să lucreze în parametrii peste 70%. Cam aceasta este împărțirea. Eu sper foarte mult ca cei care au solicitat teren acolo să ceară și pe schemele de ajutor de stat de la Ministerul Finanțelor o finanțare, astfel încât să-și dezvolte afacerile și cu susținere locale, dar și cu bani de la nivel național. Oltul se află pe lista priorităților guvernului pentru că este timpul ca și această zonă să se dezvolte, a declarat ministrul Vâlcov. Scopul nostru al tuturor este să dezvoltăm cât mai echilibrat toată țara. Iar această echilibrare, să știți că conține realmente foarte mult și din județul și din Slatina. Pentru ca Slatina și Caracal să poată să înființeze parcuri industriale, ministrul Darius Vâlcov a depus o inițiativă legislativă prin care să fie modificată legea privind aceste obiective. Astfel, terenul propus pentru a fi parc industrial poate fi acum și la un drum județean, așa cum este cazul Slatinei, dar s-a și micșorat suprafața inițială, astfel încât și cele 9 hectare de teren ale primăriei Caracal să devină parc industrial. În plus, firmele care vin în aceste parcuri industriale sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor. Cele 32 de hectare ale parcului industrial Slatina au fost scoase la licitație, iar fabrica de cabluri a cumpărat 17 hectare. Astfel se pot crea peste 350 de locuri de muncă. Dacă nu ați fi propus modificarea legii parcurilor industriale, în cât timp ar fi putut avea Slatina un parc industrial? Cred că niciodată.